Salutare, salutare! Începem pentru prima dată The First, The Last, The Only Defense Against the Universe and we dress in black. Băi, pentru prima dată când începem vlogul ăsta, frate. De când așteptam? Deci, e o dorință de-a noastră de foarte mult timp să putem să prezentăm ceea ce noi deținem prin cumpărare, bineînțeles, nu prin dobândire liberă. Adică ne-a dat cineva ca să le prezentăm, nu. Nu, stalele noastre personale sunt 100% legale, adică sunt cumpărate de la magazine... Cu factură, nu dăm nume, că nu ne-au dat bani, nu ne-au plătit ca să le face reclamă. Noi suntem niște oameni care vrem să vă arătăm ceea ce poate vreți să faceți sau ați vrea să faceți ceva și nu aveți idee. De acum încolo, Breaking Point, așa o să numească nebunia canalul asta noastră. Canalul nostru de YouTube, pentru mine, Breaking Point ăsta o să fie cel mai frumos lucru pe care l-am făcut în viața mea până acum. Adică să-ți iei un grătar în mașină, să-l bagi în probagajul mașinii, să-ți iei niște jucării cu tine, să-ți iei o bucată de carne, să te duci să o faci în mijlocul pădurii. Un pupitru de mixaj, să pui muzică în mijlocul pădurii, iei un generator cu tine. Care e acolo jos. Bineînțeles. Stați pe aici. Și mergem și stăm în pădure ca aurolacii, pur și simplu. Nu, ca oamenii relaxați. Păi oamenii normali ziua de asta au la bloc, frate, nu? Fac breaking point-ul în oraș, fac la breaking cafe, city, miele, la... city break, cum fac ei? Striptease break, sau mă rog, da. O să vă dăm o idee cum să vă distrați și dacă nu te-ai abonat până acum la canal, fă-o acum. Abonează-te la canal, de ce? Ne ajuta și pe noi, unul la mână, doi la mână, vă ajuta și pe voi. Noi când postăm ceva, o să vă apară. Dacă loviți butonul de subscribe și... Clopoțelul. Și acolo bifați toate, ca să primiți toate notificările noastre, ca să vedeți idei de a vă relaxa, de a ieși din monotonia de muncă zilnică și de stres zilnic, să vedeți ce puteți face într-un weekend. Exact. O să vă vină poate vreo idee, vă dăm vreo idee, sau vedeți, bă, uite cum se distrează tâmpiții aia doi. Uite ce tâmpenii mai fac. Acum, imediat o să începem o prezentare, o primă prezentare este un pistol de airsoft, de fapt nu e pistol, este un revolver de airsoft care ne este foarte drag nouă, este chiar aici, dar până atunci mai discutăm puțin și de vlogul nostru celălalt, știrile care nu contează. Da, știrile care nu contează, da. Acolo ne-am apucat de un vlog care înseamnă Descoperă România, se numește Descoperă România. Da. Vrem să descoperim cele mai ciudate și cele mai frumoase locuri din România, luăm cele mai tâmpite interviuri posibile. Dacă n-ai intrat până acum acolo, intră acolo și abonează-te și acolo. Și ele care nu contează, da? Și? Și? Hai să... Azi bem o gură de vin. Hai să bem o... Băi, e suc de struguri ăsta, nu e vin. Am zis vin? Ai zis vin, te-a scăpat. E suc de struguri, boss, nu e... Da. Fruti, mai greșește omul, ce să... Bun, hai să vedem cu ce începem. Prezentăm ceva ce avem noi aici, ce... Totuși aici cred că sunt câteva zeci de milioane. Dacă stăm să calculăm așa... Da, sunt. Sportul ăsta nu e foarte ieftin. Nu e ieftin. Trebuie să recunoaștem treaba asta. Dar este pentru pasionați, pentru colecționari, adică dacă nu ai permis de armă și vrei să simți ce înseamnă o armă, este făcută la o scară de 1 la 1, adică și greutatea la unele pistoale este chiar exact ca cea din realitate, sunt foarte bine făcute, unele au și recul ca să simți, bine, dacă vreți până la urmă să trageți cu arma adevărată, vă duceți la tir. Dar astea sunt pentru pasionați colecționari. Să explicăm ce înseamnă tir. Nu mergeți, nu intrați într-un camion. Poligon. Deci nu intrați într-un camion că nu trageți cu nimic acolo, credeți-mă. Mergeți într-un poligon de tir. Cred că fiecare județ sau fiecare oraș mare are un poligon de tir. Cum ar fi, noi suntem din Craiova și în Craiova există un poligon de tir unde poți să mergi să tragi cu o sumedenie de arme, bine, câteva pistoale, să zic așa. Crezi că ar fi bine să lăsăm în descriere linkul poligonului să-l găsească? Da, de ce să nu? O să lăsăm în descriere jos. Eu am fost acolo personal și mi-a lăsat o părere extraordinară. Adică am simțit ce înseamnă să ții un pistol adevărat în mână. Bine, feeling-ul e același ca și cum la ține pe ăsta, e același greutate, totul e făcut unul la unul, cum ai zis și tu. Dar când ai apăsat pe trăgaci, e altceva, e altceva. Schimbat, da, chiar altceva. Dacă reculul nu mai e la fel, e un pic mai mare. Totul da. E altceva. Să spunem și ce o să urmeze săptămâna viitoare sau peste două săptămâni, că o să mergem să filmăm și prin poligon și prin astea, să vedem. Da, cum? Nu știu, să facem o nebunie de asta. Poate o să filmăm și pe la rând, ca să le unim așa, plecăm către poligon, de la poligon. Da, vrem să facem la rânca, da, la rânca, cum zici tu, vrem să facem ceva. Am un prieten acolo care e un țânțar, care, nu, prieten, nu, aici e un țânțar. E un țânțar, unde are o cabană acolo și are și câteva ATV-uri și bunicul lui e vânător și o să fie frumos acolo, o să facem niște chestii. Facem un breaking point acolo. Exact, o să fie ceva frumos. Un ceaon, ceva cu o rață, o lebădă, ceva faptă. Eu o să-mi pun ochelarii ca să vedem acest pistol. Te rog, Andrei, hai să prezentăm pistolul. Îl deschidem, da? Da. Bun. Începem cu el pentru că, cum a zis și Cătălin, este nou în
casa noastră, să zic așa, noul, în colecția noastră. Da. Ce găsim noi în cutie? Ia să vedem ce găsim noi în cutie. Manualul de instrucțiuni. De care mulți n-avem nevoie. Că... N-avem nevoie. O hârtie pe care, dacă n-ai ce face, poți să... Deci n-avem nevoie. E antistres. Și... The Beast. The Big One, să zic așa. Bă, e imens pistolul ăsta, e imens și foarte greu. Adică, chiar dacă nu pare, e greu pistolul ăsta. Cât are? Are vreo aproape de un kg jumate. Ziceam că n-avem nevoie de manual, deci nu știu cât. Nu scrie. Nu știu. Full metal, nu scrie, nu. O cutie care nu prea ne dă prea multe instrucțiuni pe aici, nu ne spune mai nimic. Are mai mic de 4 juli, asta scrie, merge cu CO2, 12 grame, capsulele, metal gun, rear sight, da, magazie de obile, 6 mm airsoft, care da, sunt full legale. Plastic. Ce mai găsim aici? În afară de pistol, să-l punem aici deoparte. Ce mai găsim noi pe aici? Capsulele de CO2. Da. A, și două magazii. Ia uite. În care se pun, cum o scrie și pe cutie, 8 bile, nu? Da. Bun. Acum, să explic cum se... Hai. Cum se încarcă pistolul. Hai să vedem aici. Bun. Aici la mâner, cred că se vede. Aici se bagă... Practic se scoate mânerul. Capsula de CO2. Se șurubează șurubul ăla de acolo. Și băgăm, hai să-i băgăm capsulă de CO2. Hai să-i băgăm. Luăm de aici o capsulică. O să pregătim o țintă, să tragem și la țintă? Da, să poți să pregătești o țintă până încarcă foarte capsula. Aici sunt o parte din ce-am pus sumar, nu să zic așa. O parte. Și aici avem chestia care înfiletează și sparge capsula. Și când ajungem așa și se simte tare, dăm repede. Ah, s-a auzit sunetul magic. Închidem. Iese butoiașul. Iese butoiașul, ne iese magazia pe care o vom umple cu bile. Vreau să prezint puțin țintele noastre. Nu sunt niște ținte foarte bine făcute, sunt țintele făcute de noi. Dar, fiind mai mici, automat îți testez mai bine capacitățile de țintire. Facem și o probă, să vedem ce sunet scoate pistolul ăsta și cum spunea, cât de precis poate să fie. Aici este un pistol pe care îl iubesc foarte mult, o să vorbim puțin mai târziu despre el. Bun. Și-am tras și-a ricoșat puțin. O să vreau să trag și o rundă. Se pare că am băut mai mult. Am băut mai mult eu. Deci asta e ținta cui? Al lui Andrei? Asta e ținta ta. Asta e a mea? Da, e ținta ta, e o țintă. E finit foarte bine. De la 5 metri, na, oricine cred că. Foarte, nu. Eu zic că suntem cam la fel. Voi ce ziceți? Ia. Una sub alta. Mai sus așa tu. Deci asta e a mea, asta e a ta, Cătălin. Eu zic că suntem cam la fel. Nu știu, scrieți-ne în comentarii. Care a fost mai bun? V-ați abonat? Dacă nu v-ați abonat până acum, abonați-vă! Pentru că, na, e o Caterinca aici, foarte frumoasă. Bă, eu unul sper să le plac oamenilor, pentru că și eu mă uit pe YouTube și mă uit la oameni care fac YouTube și apreciez muncă și apreciez oamenii care sunt la început și recunosc. Noi suntem la început cu canalul ăsta și vrem să ne ridicăm prin ce credem noi că e ok pentru voi. Am început în seara asta așa, în garajul nostru. Aici am găsit un loc unde să putem să ne prezentăm... Pentru început. Asta da. Este o emisiune, nu pilot, nu pot să zic așa, o emisiune, băi, ce treacă, mă. Asta este un vlog în care noi am descris cam ce vrem să facem de aici încolo și... E un startup.
Depinde de voi cât ne susțineți. Dați like, share, subscribe, susțineți-ne și noi o să mergem peste tot în țara asta să ne debăstrălăm. Țin morțiș să-l prezint și pe al meu. Bine, așa, succint, că nu mai avem timp. Repede, 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 repede. Este cel mai controversat pistol, este Walther P99 DAO, care baie cu 2 juli, baie cu 4, baie cu 5, ba upgradat la 8, ba nu mai știu pe la cât are și bilet de oțel nu o să cumpărăm noi că nu sunt recare. Deci nici noi nu știm cât juli are pistolul ăsta. Din punctul meu de vedere este un pistol foarte realistic, foarte frumos. Se ține foarte frumos în mână, adică chiar pare că e de acolo, știi? Nu știu, mie place foarte mult. Bine, bilă. Points, bilă. Și recomand, dacă vreți să cumpărați un pistol frumos și adevărat, cumpărați-l. Merită. Îl lăsăm puțin deoparte și ne vedem în episodul următor prezentând celelalte, să zic, arme. O să avem câte o prezentare de replic, o să avem un grătărel cu niște muzică pusă, o nebunie făcută în natură, o filmare făcută la un poligon. Eu ți-am zis că vreau să facem mâncare specială. O să facem mâncare. El o să gătească, specială. Eu o să-l ajut, eu sunt ajutorul de bucătar, el e șeful. Păi tu o să fii cu muzica acolo, pentru că știi să faci bine treaba asta și trebuie să o spunem la oameni treaba asta. Lasă că și tu cu fripturicile alea de vită așa frumos făcute, roze. Este pasional. Le-am arătat, să zic, o singură jucărie. De 8 inci. Am uitat să spun că este de 8 inci ăsta. Ca să vedeți așa cât e de mare, avem aici 3 poziții. În spate e blocat. Adică nu poți să mijloc. Tragi. Poți să tragi, da, e blocat. E piedica pusă, safety on. La mijloc, aici. Poți să tragi și dacă mai apeși o dată, poți să scoți butoiașul. Butoiașul unde se pune această coroniță sau magazie. Hai să punem una cu bile ca să vadă oamenii cum arată. Da, una încărcată cu bile. Încărcată, da. Se așează frumos. Bile de 6 mm. Se închide, tragem siguranța. Scrie pe cutie că este mai mic de 4 juli ca putere. Dar deja la 4 juli ar fi o putere destul de mare. Dublă acțiune. Sau simplă. Foarte mișto replica făcută. Da. Double action. În termenii englezoici. Double action. Bun, asta a fost tot pentru azi. Dacă nu te-ai abonat până acum, nu uita, trebuie neapărat să te abonezi și hai noroc. Doamne ajută.